Dezvăluiri incendiare ale lui Traian Băsescu, întâlnire cu un fost sublinierei FBI, nu eru sublinierei INE. Dezvăluiri incendiare ale fostului presubliniere-dinte, Traian Băsescu. Actualul senator a vorbit despre întâlnirea cu un fost sublinierei FBI, avut pe vremea când era sublinierei F al statului. Totul s-a întâmplat în anul 2006. Băsescu s-a văzut cu directorul de atunci al FBI, Robert Mueller. Atunci, România a cerut asistent din partea SUA pentru legislația penală din România, conform B1 TV. Precizările fostului președinte vin în contextul în care, în cadrul emisiunii de pe B1 TV s-a discutat despre felul în care a pornit ideea protocoalelor dintre diverse instituții din România, iar în acest sens a fost prezentat o cablogram Wikileaks, scris de fostul ambasador al SUA în România, Nicola Staubman. Îmi aduc aminte perfect întâlnirea, cum îmi aduc aminte întâlnirea cu directorul CIA-i cu toi importanii demnitari americani. Nu mi e ruine de conținutul cablogramei, dimpotrivă. România era la stadiul la care arapele a condus de vânturi, de grupuri de interese, nu aveam capacitate de reacție, iar întâlnirea cu Mueller a fost o bună ocazie de a-i spune ce avem nevoie de asistență, putem combate toate fenomenele pe care le-am menționat. Acum Mueller a fost extrem de util pentru ce omul s-a întors înapoi în Statele Unite și s-a inut de cuvânt. FBI a asigurat o asistent tehnic extrem de util procurorilor, politilor și ofierilor SRI în combaterea acestor fenomene care ineau de obligaia statului român. Nu mi este ruine de discuia cu Mueller. Ceea ce a transmis ambasadorul Taubman este perfect corect. Marea noastră problemă este ce experiență americană a fost pus în aplicare de români. Punct. Serviciile secrete, probabil influenat de discuțiile pe care le-am avut cu directorul CIA, cu ambasadorul, cu vicepreședintele, cu președintele SUA, cu eful Departamentului Stat, i-au rugat pe britanici să le dea asistent în scrierea legilor Security Naționale, asistent pe care am primit-o de la Mi-6, Mi-5. Au fost depuse la Parlament în 2007. După ce au plecat experii britanici a intervenit imunua autohtonia a mai strâmbat din ce era scris în proiecte, a declarat Traian Băsescu.